dat în faptul că este primăvară. Campania noastră se numește Primăvara se numără românii. Astfel, în luna aprilie, vom avea cea mai amplă campanie de recrutare a tinerilor, pentru ca ulterior, în luna mai, să aibă loc traininguri pentru pregătirea acestor tineri cu informațiile necesare pentru a putea face față întrebărilor sau provocărilor pe care le vor avea în teritoriu. Ulterior, în luna iunie, va avea loc campania de informare la nivel de Chișinău. Vor fi amplasate 6-7 corturi, atât în centrul capitalei, cât și în sectoarele acestea, pentru ca ulterior, în luna iulie, să mergem în localitățile Republicii Moldova, în sate, inclusiv și în Găgăuzia, pentru a vorbi cu oamenii de acolo despre ce viziune au ei despre unirea Republicii Moldova cu România și să încercăm să identificăm acele mituri cu care tot se manipulează populația din teritoriu și să le arătăm că unioniștii nu sunt de fapt fasciști, nu sunt de fapt criminali, nu sunt de fapt cei care au furat miliardul, nu sunt cei care au adus criza în Republica Moldova, sunt tineri care nu au nimic în comun cu aceste fără de legi, care nu au nimic în comun cu aceste sfidări, cu aceste acuzații grave aduse în adresa noastră și că noi nu facem niciodată ceea ce fac oponenții noștri ideologici. Și vreau să profit de ocazie și să le transmit un mesaj celor care nu sunt de acord cu noi, celor care au un mesaj de stânga. Haideți să luptăm frumos ideologic, să nu ne atacăm reciproc, pentru că noi nu vă atacăm. Pentru că noi nu dăm vina pe voi că ați făcut X sau Y, inclusiv atunci când nu avem probe, inclusiv atunci când noi suntem niște tineri și este imposibil să fi fost noi în fruntea guvernării țării, să fi adus corupția aici, să fi adus furtul miliardului sau alte fără de legi. Noi suntem tineri, suntem unioniști, avem dreptul să fim unioniști și nici de cum interzicerea sau specularea cu acest lucru, instigarea la xenofobie sau ură interetnică, nu vă face față și nu face față unor aleși ai poporului ce au menirea să reprezinte interesele naționale ale Republicii Moldova.